Exponatul lunii iulie la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva este o seceră preistorică din piatră cioplită descoperită la Șoimuș, în punctul lângă sat, pe lângă traseul actualei autostrăzi A1, trosonul Deva-Orăștie. Este vorba despre o piesă din care s-au mai păstrat doar lamelele de piatră, pentru că acea seceră era confecționată din două piese, din două bucăți, o bucată activă, o parte activă, constituită din aceste piese de piatră și o parte pasivă din lemn sau corn care nu s-a păstrat. Practic, aceste bucăți de piatră erau atașate de bucata de lemn sau de corn pe baza unui amestec din ceară, din rășină, din bitum și astfel rezulta o seceră. Piesa fragmentară poate fi datată în jurul anului 4300 înainte de Hristos, din timpul epocii neolitice, când pe Valea Mureșului, în punctul amintit, a existat o așezare a culturii Tiza-Polgor. Principalul criteriu de reperare a unor piese litice componente de seceră îl reprezintă uzura apărută pe una sau ambele margini ale lamelor sau așchilor, numită în literatura de specialitate lustră vegetală sau macrolustră. Specialiștii Muzeului Devian precizează că această uzură este de fapt o depunere de sevă de plante care au fost tăiate cu o unealtă de tip seceră. Unele studii și experimente demonstrează, pe de o parte, faptul că această depunere poate apărea în 30-60 de minute de tăiat plante sălbatice sau cereale domestice, iar pe de altă parte faptul că această lustră se depune diferit în funcție de tipul de plantă tăiată. Muzeografii Deveni mai afirmă că modul de decuparea lustrei pe piesele litice depinde de mai mulți factori, printre care umiditatea sau uscăciunea plantei, cantitatea de siliciu din acesta, ori tipul de materie primă litică pe care aceasta se scurge în timpul procesului de tăiere. Vizitatorii Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva vor putea vedea, în cadrul proiectului Exponatul Lunii, și o replică a acestei seceri preistorice.